Sunt membru al Comisiei de Buget, sunt de asemenea membru al Comisiei Juridice și a Comisiei de Afaceri Constituționale, alte două comisii extrem de importante în care se decide majoritatea legislației europene, dar Comisia de Buget fiind cea principală, este comisia care practic decide soarta bugetului european, fondurile care sunt alocate României și modul în care acestea vor fi alocate. Dacă este să facem referire la bugetul european pe perioada 2014-2020, am convingerea că această comisie poate să facă mai multe pentru România și, evident, pentru Europa, pentru dezvoltarea sa și pentru, evident, redresarea sa economică, pentru că știm foarte bine că în ultimii ani dreapta a impus o politică de austeritate cu foarte multe tăieri, inclusiv la nivel european, politică sau o strategie pe care sperăm să o schimbăm în Parlamentul European și, evident, odată cu compunerea viitoarei Comisii Europene. Am venit astăzi la dumneavoastră pentru că am fost și în campanie electorală, am fost și înainte de campanie electorală în județ și îmi place să mă țin de promisiuni. Am spus că o să vin destul de repede, am venit, zic eu, destul de repede. Mandatul meu a început efectiv la 1 iulie, au trecut 20 de zile aproximativ și iată că am venit la dumneavoastră în județ. Tocmai din respect pentru cetățenii care au votat Partidul Social Democrat și mai ales din respect pentru colegii noștri de la PSD Caraș-Severin și colegii de la PSD Reșița, care într-adevăr au susținut puternic această campanie electorală și au demonstrat că valorile noastre sunt cele care pot convinge pe majoritatea cetățenilor.